Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lilla și vă prezint o resursă la disciplina matematică, clasa 7-a. Azi vom vorbi de niște aplicații în geometria triunghiului și anume centrul de greutate al unui triunghi. Pentru început, vă invit să desenați un triunghi oarecare și puneți în evidență mediana AD. Mediana știm că unește vârful cu mijlocul laturii opuse. Astfel am desenat AD. Acum o să vă rog pe același desen să puneți în evidență și medianele BE și CF. Vă mai amintiți cum se numește punctul de intersecție al medianelor? Punctul de intersecție se numește centrul de greutate. Deci, centrul de greutate este punctul de concurență a medianelor. Desenați de data aceasta patru triunghiuri diferite, ca și formă, ca și dimensiune, și pe fiecare dintre cele patru triunghiuri o să vă rog să puneți în evidență centrul de greutate. O să vă rog să măsurați pe fiecare dintre ele lungimile segmentelor AG și GD, așa cum este și pe fiecare din aceste figuri, și calculați raportul lungimilor celor două segmente. Ce observați? Dacă facem aceste rapoarte, de exemplu AG pe GD, ne dă 2. Dar același raport îl obținem la absolut oricare dintre mediane. De exemplu, dacă facem raportul BG supra GE sau același lucru îl obținem dacă CG supra GF. De fiecare dată raportul este 2, adică centrul de greutate are un loc special pe mediană. Și anume, se află la o treime față de mijlocul laturii opuse. Să încercăm să demonstrăm acum că, într-adevăr, centrul de greutate se află pe un loc special pe mediană, și anume la două treimi de vârf și o treime de latură. Pentru a demonstra acest lucru, vom porni de la triunghiul ABC. În triunghiul ABC, după cum vedeți, E și D sunt mijloacele laturilor. Adică, înseamnă că segmentul ED este linie mijlocie. Fiind o linie mijlocie, înseamnă că este jumătate din BC și este paralelă cu BC. Pe aceeași idee de linie mijlocie putem continua, dar de data asta o să intrăm în triunghiul GBC. Pentru că în triunghiul GBC luăm mijloacele laturilor BG și CG, le notăm cu E și cu F, cu F și cu H. Și în acest moment FH va fi tot o linie mijlocie, pentru că va fi unește mijloacele a două laturi. Adică, dacă este linie mijlocie și pentru FH sunt valabile cele două proprietăți, paralelă cu BC și jumătate din BC. Din moment ce ambele segmente, care aici sunt puse în evidență cu roșu, sunt paralele cu BC și jumătate din BC, înseamnă că acest patrulater EDHF este un paralelogram. Fiind un paralelogram, înseamnă că punctul de intersecție a diagonalelor, adică punctul G, este mijlocul ambelor diagonale.
Adică am reușit să demonstrăm că atât mediana CE cât și mediana BD este împărțită de fapt în trei segmente congruente. Dar dacă este împărțită în trei segmente congruente, atunci putem să spunem că într-adevăr BG este două treimi din mediana BD și în mod similar și CG e două treimi din CE. Să rezolvăm acum o problemă simplă. Observați, avem un triunghi FHI. În acest triunghi FHI, punctele J, K și L sunt mijloace. Intersecția lor este G, notat cu G, și mi se dau anumite segmente, lungimea anumitor segmente care pornesc din G. Pe baza acestor informații, trebuie să calculăm cât ne dă suma lungimilor celor trei mediane. Dacă ne uităm la triunghiul FHI, prima dată putem remarca că IJ e mediană. Dacă IJ e mediană, înseamnă că segmentul acesta JG este o treime din mediană. Adică mediana IJ va fi de 3 ori cât lungimea lui JG, adică va fi 10,8 cm. În mod similar, în același triunghi, de data asta și FK este mediană, deci aceeași proprietate este valabilă, JK este o treime din mediană. Adică înseamnă că lungimea lui FK este de 3 ori lungimea segmentului JK, adică 9,9 cm. Și putem să calculăm și cea de-a treia mediană, HL, dar de data asta acel HG este 2 treimi din lungimea medianei, adică mediana se calculează 3 pe 2 ori lungimea lui HG, adică ne dă 12,6 cm. Astfel, suma lungimilor celor 3 mediane ne dă 33,3 cm. Un alt exercițiu. De data asta avem un triunghi dreptunghic. În triunghiul nostru dreptunghic avem două mediane, și mi se dă că ipotenuza triunghiului este 9 cm. Mi se cere lungimea segmentului AG. Începem prima dată cu triunghiul nostru dreptunghic, unde știm tot așa din clasa 6 că într-un triunghi dreptunghic mediana este jumătate din ipotenuză. Adică lungimea segmentului AD este 4,5 cm. În triunghiul ABC, însă, atât AD cât și CE sunt mediane, adică intersecția lor e centru de greutate, deci astfel AG, lungimea segmentului AG, e 2 treimi din AD, care ne dă 3 cm. Și cu asta am calculat lungimea segmentului cerut. O altă problemă, avem tot așa un triunghi ABC în care am mijlocul laturii AB care se notează cu D, am mijlocul laturii AC pe care o notăm cu E și mi se dau lungimile anumitor segmente, dar exprimate în funcție de un număr X, D, DG, EG și GC. Se cere să calculăm lungimea medianei BE. Începem cu ideea că în triunghiul ABC, D fiind mijloc, înseamnă că CD este mediană. G fiind centru de greutate, înseamnă că lungimea segmentului roșu este de 2 ori cât lungimea segmentului albastru.
Dacă rezolvăm această ecuație, obținem că x este 1,5 cm. Dar dacă deja îl știm pe x, atunci putem să trecem la cealaltă mediană, la acest BE, prima dată să calculăm lungimea segmentului verde, x deja îl cunoaștem, deci nu trebuie decât să înlocuim în 3x minus 0,8 și obținem că lungimea segmentului GE este 3,7 cm, deci astfel mediana va fi de 3 ori 3,7 cm, adică 11,1 cm. După cum se vede și pe acest desen, ne arată că BE este 11,1. Și ca ultima aplicație, ultima activitate, o să vă rog să încercați să recunoașteți pe care dintre aceste 9 desene care le vedeți se pune în evidență centrul de greutate. Pe anumite desene sunt însemnate anumite unghiuri sau anumite unghiuri drepte, tocmai ca să recunoașteți mai ușor care dintre ele este centrul de greutate. Dacă ne uităm, pe primul desen avem centrul de greutate, pe alt desen la fel. Aici avem mediatoarele, adică punctul acesta este O. Aici am pus în evidență înălțimile, deci punctul acesta este ortocentru. Aici, dacă ne uităm, avem bisectoarele. La fel și pe acest desen avem intersecția celor trei bisectoare. Iarăși centru de greutate, iarăși centru de greutate și pe acest desen avem centru de greutate. Nu pot decât să vă felicit pentru munca pe care ați depus-o azi și să ne vedem la o altă resursă. Vă mulțumesc! La revedere!